dragi iubitori ai rugbyului, vă spunem aici de pe Rugby TV, în câteva momente va începe finala Diviziei Naționale de Juniori, categoria de vârstă Under 16, în care protagoniste sunt ACS Șoimi Dinamo și ACS OV Pantelimon. Pentru început vă voi da citire componența celor două echipe. ACS OV Pantelimon va începe cu Ionuț Giugea, Adrian Manea, Valentin Țipăreanu, Albert Cune, Constantin Cristof, Mihai Stroie, Ștefan Gheorghe, Darius Silie, Marian Tatomir, Alexandru Cazacu, Florentin Pândaru, Bogdan Șchiopu, Daniel Bucatos, Robert Nicolae și Mohamed Salhi. De partea cealaltă, Șoimi Dinamo va începe în componența Luca Mansur, Răzvan Cojocaru, Albert Gorneanu, Mihai Niță, Alexandru Costea, Mario Bălan, Andrei Nicolae, Antonio Mitrea, Dorin Crăciun, Mario Dumitru, Leontin Moroianu, Liviu Onofrei, Ionuț Portărelu, Cristian Gheneș și Eliot Durieu. Să vă spun că tot aici, pe Stadionul Național de Rugby, Arcul de Triumf, în deschidere a avut loc partida pentru locurile 3-4, în care CSS 2 Baia Mare a trecut de Rugby Club Cristian cu rezultatul de 32-19 și astfel echipa din Maramureș și-a adjudecat medaliile de bronz ale ediției 2021-2022 ale Diviziei Naționale de Juniori. Iată că încă din startul acestei partide vom avea o grămadă ordonată. La această categorie de vârstă, în grămezile ordonate nu se împinge cei care introduc, sunt și cei care scot balonul. De asemenea, să vă mai spun că la această categorie de vârstă reprizele durează 30 de minute. Noi am văzut o încercare a celor de la Pantelimon de a iniția un atac. A fost un înainte și profit pentru Șoimi. Balonul scos până la portărelu. Un placaj ratat și iată, se poate dezvolta o acțiune periculoasă pe banda stângă. Și iată, vine și prima încercare a acestei partide. Da, autorul primei reușite din această finală este Durie, fundașul echipei ACS Șoimi Dinamo. Iar acum Antonio Mitrea încearcă să și transforme această primă încercare. Ratată această tentativă de transformare. Așadar, început de finală cu meseu 5-0. Și să vedem replica celor de la Pantelimon. Repunere de la centrul terenului. Balon înălțat până în 22-ul Șoimilor. S-a descurcat bine centrul portărelu. Balon introdus în 22, astfel el nu poate fi șutat direct în margine. Recuperează cei de la Pantelimon prin Ilie.
și un Marc care oprește pentru moment ofensiva Pantelimonului. Celaș Ilie a reușit să evite o margine și un balon de urmărire pe care și l-a trimis Salhi. Pericol la acest balon, l-a recuperat însă Moroianu, câștigă metri buni, combină cu autorul primului eseu. Iată o grămadă ordonată. În care introducerea va aparține celor din Pantelimon. Prin mijlocașul la grămadă, Tatomir. Să vă spun că această finală este condusă la centru de Nicolae Frățilă, ajutat de Dragoș Preda, Răzvan Vasiliu, arbitru numărul 4, Mihai Bădărău, observator și comisar de citare Mihai Irimia. Între timp, Pantelimonul a intrat în 22-ul șoimilor. A fost un placaj al lui Bălan. Și iată-i din nou pe băieții lui Dumitru Sterian, încercând să câștige teren. A fost Gheorghe. Și un steag pus de unul din cei doi asistenți. Pe semne că a sesizat o infracțiune. Până se va relua jocul, să vă mai spun că în acest turneu final al Diviziei Naționale de Juniori, categoria de vârstă Under 16, au fost prezente 5 echipe. În afară de cele două pe care le vedem acum la lucru, au fost așadar, cum vă mai spuneam, CSS 2 Baia Mare și Rugby Club Cristian, dar și CSS Tecuci. CSS Tecuci a pierdut ambele partide din faza grupelor și astfel s-a clasat pe poziția 5-a. Și o lovitură de pedeapsă pentru un placaj înalt. Pândaru îl văd pregătindu-se să concretizeze în puncte această lovitură de pedeapsă, poziție bună, o departe de linia de 22. Și da, se ridică steagurile celor doi asistenți. Pantelimonul reduce din diferență 5-3. Și de această dată cei nevoiți să reia jocul de la centrul terenului sunt Șoimi Dinamo. Fac prin Toni Mitra, care înalță acel balon în marginea 22-ului. Balon recuperat și Pantelimonul poate pleca la o acțiune ofensivă. Se preferă însă un șut pentru a ieși din presiune. Și iată-l din nou pe fundașul Șoimilor, care a combinat frumos, cred, cu Luca Mansur.
Balonul a părăsit suprafața de joc. Dar se pare că balonul a ieșit dintr-unul dintre jucătorii de la ACS OV Pantelimon. Pericol pentru aceștia, repunerea din margine va aparține Șoimilor. Margine bună recuperată de capitanul acestora, Mihai Niță. Un mol de margine. Pick and go al lui Toni Mitrea. Și da, se pare că a venit cea de-a doua încercare a acestei partide. Iată cât de bine au gestionat băieții lui Daniel și Andrei Mitrea acea margine în urma căreia a venit și cel de-al doilea eseu al finalei. Dacă am văzut eu bine, autorul eseului a fost pilierul dreapta, Gorneanu. De această dată vine și transformarea lui Toni Mitrea și scorul devine 12-3. Pus de la centru, lung, până în 22-ul celor de la Șoimi Dinamo, care încearcă să iasă tot cu un balon lung până în jumătatea de teren a Pantelimonului. Salhi a recuperat, dar este adus la sol și iată, pierd posesia cei de la Pantelimon. Bălan, Dumitru a fost la balon, apoi Onofrei. Și-a dat o margine cu punerea celor de la Pantelimon. Da, jucătorul de la Șoimi nu a contestat corect racul și lovitură de pedeapsă. Reușesc cei de la Pantelimon să prindă marginea și iată, va urma un contraatac periculos. Jocul este oprit, se pare că a fost un paravan. Ceea ce aduce o lovitură de pedeapsă pentru Pantelimon. Care Tatomir a scos o margine. Margine foarte,
aproximativ bună. Nu s-au sincronizat chiar bine talonerul cu prinzătorul și iată-i pe cei de la Șoimii Dinamo având posibilitatea de a porni într-o nouă acțiune ofensivă. Talonerul cu jucarul se descurcă foarte bine. Pasa acestuia însă nu este recepționată de colegul său și un înainte de care Pantelimonul nu profită, astfel că ne vom întoarce la locul acelui înainte cu o grămadă ordonată. Cred că ne aflăm undeva la jumătatea primei reprize, 12-3 rezultatul în favoarea celor de la ACS Șoimii Dinamo. Balon șutat până în apropierea liniei de 40, de unde recuperează Durie, da, iată-l pe fundașul celor de la Șoimii Dinamo. Se duce aproape nestingerit în acest eseu, a doua reușită personală. Toni Mitrea se pregătește să aducă încă două puncte, poziție bună. Și reușește transformarea. Așadar, 19-3. Cazacu, mijlocașul la deschidere al Pantelimonului, repune de la centrul terenului, lung până în 22 ușoimilor. Și iată din nou pericol, însă aproape de o intercepție Pândaru. Se socotește că a fost un înainte intenționat, lovitură de pedeapsă. Și șutul lui Toni Mitrea duce marginea undeva între linia de 40 și cea de 22 în jumătatea de teren a Pantelimonului. Margine din nou bună. Se poate deschide linia de 3 sferturi, dar Onofrei a fost adus la sol. Și lovitură de pedeapsă. O intrare din lateral. Va fi o tentativă de țintă. Distanță destul de mare, însă central pe But. 40 de metri.
bate și vântul destul de puternic. Șutul are forță, are și precizie. Și astfel Toni Mitrea mai aduce două puncte în contul echipei ACS Șoimi Dinamo. 22-3. Să sperăm pentru frumusețea spectacolului sportiv că scorul nu va lua proporții. Să vedem replica băieților lui Dumitru Sterian. Cazacu a repus balonul. Și cum cei de la Șoimi Dinamo nu au reușit să recupereze, ba mai mult au scăpat balonul din afara suprafeței de joc. Repunerea din margine va aparține Pantelimonului. Margine pe care o recuperează cei din Pantelimon cu ceva emoții. Șchiopu a fost în posesie. Și iată-l pe Salhi. Oprit. La fel ca și Tatomir. Iar noi vom avea o margine cu repunerea celor de la Șoimi Dinamo. Cojocaru îl găsește pe Niță. Pasa lui Crăciun însă se duce în balon mort. Vom avea grămadă ordonată cu introducerea Pantelimonului. Iată-i pe cei din Pantelimon la 5 metri de terenul de țintă al Șoimilor. Să vedem dacă vor avea forța să marcheze un eseu. Dar înainte și noi vom avea o grămadă ordonată. Șutul nu părăsește 22-ul. Un șut scurt, Pantelimonul rămâne în ul celor de la Șoimi Dinamo. Această dată însă balonul se duce până în apropierea centrului terenului și iată-i pe cei de la Șoimi Dinamo reușind să scape pentru moment de sub presiune. Are
punere din margine. Aici de această dată nu se sincronizează băieții din Pantelimon și pierd balonul, pierd posesia. Dar o greșeală și penalizați cei de la Șoimi Dinamo. Mai mult, sunt dați cu 10 metri mai în spate. Da, și iată, decizia este de a concretiza această, de a încerca concretizarea acestei lovituri de pedeapsă în puncte, Pândaru, singurul marcator de puncte până acum al Pantelimonului. Central pe butul Șoimilor. Mai puțin de 40 de metri. Balonul a avut forță, dar nu a avut precizia necesară. Și scorul rămâne intact. 22-3. Recuperat acolo șchiopul pentru Pantelimon. Pantelimonul are și avantaj înainte și ne vom reîntoarce la locul acelei infracțiuni. Offside. Cazacu scoate marginea în 22-ul Șoimilor. Iată, pe final de primă repriză, o prezență mai consistentă a Pantelimonului în jumătatea de teren a Șoimilor, însă neconcretizată în puncte. Interesantă această schemă în margine, însă păstrează cu ceva dificultate posesia cei din Pantelimon. O nouă infracțiune la sol și din nou lovitură de pedeapsă. Se cere grămadă. Da, marginea nu a funcționat prea bine pentru Pantelimon în această partidă și oarecum firească această alegere de a cere grămadă. Cum vă spuneam, la această categorie de vârstă nu se împinge, cine introduce în grămadă ordonată este și cel care scoate balonul, deci posesia e sigură. Iată, se poate deschide pe trei sferturi Pândaru lui Salhi, mai departe pentru Nicolae. Din nou pe această parte stângă cu același Salhi, insistent. Îl avea pe Nicolae, a preferat de unul singur, a fost adus la sol. Pasa lui Pândaru. Schimbă cei din Pantelimon, partea vine, însă placajul foarte bine.
profit pentru Pantelimon. Ne indică brațul ridicat al centralului Giugea. Și un placaj primit de Șchiopu. Jocul este oprit. Se pare că din nou asistentul a pus steagul, are ceva de semnalizat. Probabil o infracțiune. Da, este chemat capitanul celor de la Șoimi Dinamo. Niță împreună cu Onofrei. Și Onofrei vede cartonașul galben. Așadar, Șoimi Dinamo vor încheia prima repriză în inferioritate numerică și la fel vor începe și partea secundă. După cronometrul meu, prima repriză s-a încheiat. Un balon scăpat în față. Cel cartonaș galben a venit în urma unui placaj înalt. Grămadă în 5 metri. Pericol pentru Șoimi Dinamo. Poate Limonul își poate fructifica superioritatea numerică. Fost dictate comenzile de legare, balonul scos. Balonul circulă frumos până la Salhi, alunecă însă fundașul celor de la Pantelimon. O intrare în forță. De la Pândaru, balonul a ajuns la Ilie. Și de această dată, iată, lovitură de pedeapsă pentru Șoimi Dinamo, jucătorul purtător de balon. Fiind placat, trebuia să elibereze balonul. Suportul nu a venit la timp. Și balon scos în margine pentru a veni fluierul de final al acestei prime reprize, așadar. După prima repriză, ACS Șoimi Dinamo conduce pe ACS OV Pantelimon cu 22-3. Noi vom reveni cu partea secundă. Revenim așadar cu repriza secundă a finalei Diviziei Naționale de Juniori, categoria de vârstă Under 16, aici pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, la pauză. ACS Șoimi Dinamo conduc pe ACS OV Pantelimon cu rezultatul de 22-3. O parte secundă pe care Șoimi Dinamo încep în inferioritate numerică, cartonaș galben văzut de jucătorul Onofrei în finalul primei reprize. A fost o primă repriză pe care în mare parte au dominat-o cei de la Șoimi Dinamo. Pantelimonul ceva mai insistentă pe final de primă repriză, iată-i acum încercând o acțiune ofensivă cu Gheorghe. Este adus la sol. Placaj puternic, dar balonul rămâne în posesia celor de la Pantelimon și iată cât de frumos a scăpat unul dintre jucătorii Pantelimonului.
un rac. Și offside al celor de la Șoimi Dinamo, ceea ce înseamnă că Pantelimonul poate juca în avantaj Șchiopu pentru Salhi. S-a zbătut mult Salhi în prima parte, da? Noi revenim pe locul celui offside. Pantelimonul nu a profitat și lovitură de pedeapsă. Cazacu. Șutul lui Cazacu, dar Niță evită marginea. Oh, se complică puțin Ilie. Recuperează balonul și îl trimite în margine, putea să spună, coechipierii în dificultate. Și jocul este întrerupt. Unul dintre jucătorii de la Șoimi Dinamo necesită îngrijiri medicale. Cum vă spuneam, în prima fază a acestui turneu final, echipele participante au fost împărțite pe două grupe. Prima grupă a fost câștigată de Șoimi Dinamo, cea de-a doua de ACSOV Pantelimon. Ieri, în partidele decisive care au avut loc tot aici pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triunf, Șoimi Dinamo au trecut de Rugby Club Cristian cu 43-24, în timp ce Pantelimonul ieri a apărut o altă echipă decât ceea ce vedem astăzi. Au trecut cu 60-12 de CSS 2 Baia Mare. Cum vă spuneam, la acest turneu final a participat și CSS Tecuci, dar cum a pierdut ambele partide din grupă, s-a clasat direct pe poziția a 5-a. Și între timp, jocul a fost reluat cu o repunere din margine. Bălan a fost în posesia balonului. Avantaj de această dată pentru Șoimi Dinamo. Pătrundere în forța lui Toni Mitrea, placat în ultimul moment de Tatomir. Superb efortul mijlocașului la grămadă al Pantelimonului. În ciuda diferenței de statură, s-a agățat efectiv de jucătorul de la Șoimi Dinamo și a reușit să-l placheze în ultimul moment, evitând primirea unui nou eseu. Se pare că a fost și un steag pus. Da, și de această dată un cartonaș galben văzut de Gheorghe de la Pantelimon. Placaj înalt și va fi o tentativă de țintă din lovitura de pedeapsă rezultată. Ce
poziția bună, nici distanța nu este mare. Toni Mitra ratează însă lovitura de pedeapsă, scorul rămâne așadar 22-3. Și să vedem pe cei de la ACSOV Pantelimon cum vor reuși să gestioneze minutele care vor urma. Inferioritate numerică așadar pentru băieții lui Dumitru Sterian. Balon înalt până în jumătatea de teren adversă, portărelul a recuperat pentru Durie. Acum se schimbă posesia care trece de partea Pantelimonului. Schimb frumos de pase. Salhie aștepta, dar nu a primit de la Ilie. Kazaku. Și lovitură de pedeapsă. Șuta lui Kazaku însă exact la Moroianu în brațe. Rac, da. Balon ținut la sol. A încercat Ilie să plece rapid, să-i surprindă pe cei de la Șoimi Dinamo, neretrași la 10 metri. Balonul la Kazaku, care va căuta marginea și o găsește. Mute jocul puțin în jumătatea de teren a celor de la Șoimi Dinamo. În prima parte, cei de la Pantelimon nu au excelat la repunerile în margine. Manea, talonerul de la Pantelimon, pregătește să lanseze în margine. Margine redusă. Executată bine de această dată. Un rac, balonul scos. Da, și placaj periculos dat de Mihai Niță, capitanul celor de la Șoimi Dinamo. Vede și el cartonașul galben. Se complică. Baraghin scapă balonul în față și o grămadă ordonată. Iată, deocamdată fără puncte în această parte secundă. În continuare, Șoimi Dinamo conduc pe ACSOV Pantelimon în finala Diviziei Naționale de Juniori Under 16 cu rezultatul de 22-3. Oh, ce frumos sprintează. Cred că este jucătorul cu numărul 8,
Bucatos de la Pantelimon și iată primul eseu pentru Pantelimon în această finală. ...22-8 rezultatul. Șchiopu se pregătește să transforme acest eseu. Balonul trece puțin lateral. Debutul șoimilor. Transformarea n-a fost reușită. De cei de la Șoimi nevoiți să reia jocul de la centrul terenului. A fost un înainte. Pot profita cei de la Șoimi. Se apropie de 22-ul Pantelimonului. Gorneanu. Moroianu. Și din nou fără suport. O lovitură de pedeapsă în care Cazacu a jucat rapid. O pasă grea pe care o recuperează Salhi. De această dată lovitura de pedeapsă este pentru Șoimi Dinamo. Poziție bună, central pe but. De această dată Toni Mitrea reușește concretizarea. 25-8 rezultatul. Cazacu va relua jocul de la centru. O face până în 22-ul celor de la Șoimi Dinamo. Portărelu a recuperat și a scos o margine foarte bună. A mutat jocul dincolo în jumătatea de teren a Pantelimonului. Margine pentru Pantelimon, dar marginea a fost strâmbă. Nu s-a aruncat pe centrul aliniamentului.
Nicolae. A introdus lovitură de pedeapsă. Balon ținut la sol. Din nou profit și din nou lovitură de pedeapsă. O margine foarte bună pentru cei din Pantelimon, undeva la 5 metri de terenul de țintă al șoimilor. Manea va lansa în margine. Din nou conlucrează foarte bine talonerul cuprinzătorul, Kazaku, a dus la sol. Înainte al celor de la Șoimi, se lasă profit. Gheorghe se duce la suport, dar jocul este întrerupt. Revenim la offside. Și se încearcă a se juca repede la mână. Momente bune pentru Pantelimon. Din nou lovitură de pedeapsă. Și cred că în aceste condiții Șoimi Dinamo riscă să fie sancționați cu un nou cartonaș galben. Multe infracțiuni în ultima perioadă. Iată, vine eseul. Am văzut eu bine Șchiopu, autorul acestuia. ...25-13. Într-adevăr, vă spuneam ieri, ACSOV Pantelimon mi-a lăsat o impresie foarte bună în partida cu cei de la CSS 2 Baia Mare, echipa care astăzi și-a adjudecat medaliile de bronz. Și ne demonstrează și de-a lungul acestei părți secunde că poate mai mult același Chiopu transformă. ...25-15 rezultatul în acest moment. Balon repus direct în margine. Va fi o grămadă la centrul terenului în aceste condiții. Tomir a introdus. Tot el primește balonul. Salhi cu Nicolae. Și Nicolae este scos în margine de omologul său, Portărelu.
margine în care va lansa Răzvan Cojocaru. Îl găsește bine pe Niță. Iată și o infracțiune acolo în margine, comisă de cei de la Pantelimon și lovitură de pedeapsă, da, care găsește marginea în ciuda opoziției lui Nicolae. Va avea așadar o nouă margine. Margine completă. Din nou Niță prinde foarte bine. Mol de margine care rulează, metri buni. Iată, cei de la Șoimi Dinamo ajung aproximativ la 5 metri de terenul de țintă advers. Offside. Și lovitură de pedeapsă din care cred că se va căuta din nou marginea. Același scenariu cu jucarul pentru Niță. Mol de margine. Și eseu. Eseul a fost marcat de Costea. ...30-15 rezultatul în acest moment. Spuneam, vântul bate cu putere. Ratată transformarea chiar și așa. 15 puncte e cartul în favoarea celor de la Șoimi Dinamo în această finală a Diviziei Naționale de Juniori Under 16. Cred că puține momente le despart până la ultimul fluier al arbitrului. Balon repus. Și iată pe cei de la Șoimi putând pleca prin Durie în acțiune. Vine șutul. Din care Toni Mitrea găsește o margine foarte bună în jumătatea de teren a Pantelimonului. Repunerea din margine aparține celor de la Pantelimon. Și
Roscu. Mi sun înainte. Și vom avea o grămadă ordonată, dar jocul este oprit, se va efectua o înlocuire, de fapt două. Chiar trei. Se dictează comenzile legării grămezii ordonate, balon scos. Și Ilie, cred, a pornit în acea acțiune temerară. Da, el a fost. Și din nou jocul întrerupt, de această dată o accidentare. Sperăm să nu fie ceva serios. Unul dintre jucătorii de la ACSOV, Pantelimon, dacă am văzut eu bine, Mania, este întins la sol. Da, iată. Se ridică, fiind îmbrățișat de colegii săi, care îl îmbărbătează pe talonerul echipei din Pantelimon. Dezastru de la Soimi Dinamo. O uitură de pedeapsă. Șutul lui Cazacu prinde marginea. Noi înlocui pe acest final de meci cei doi antrenori ai Șoimilor Dinamo, Andrei și Daniel Mitrea, vor să le ofere tuturor băieților trecuți astăzi pe anunțul oficial șansa de a disputa o finală. Avantaj pentru Pantelimon, care avansează bine în flancul stâng. Iată ce bine s-au așezat și trei sferturile. Și Pindaru a fost placat, dar faza continuă. Nicolae. Roy a fost și el posesia balonului. Momente bune de joc ale Pantelimonului. Se încearcă intrări în forță. Jocul este oprit.
și se pare că este o accidentare ceva mai gravă. Este vorba despre capitanul celor de la Așoimii Dinamo, Mihai Niță. Întins pe gazon. Iată însă că se ridică. Limonul se pare că vor juca la mână, ceea ce și fac. Pase frumoase. Balonul a ajuns la Bucatos. Apoi la Gheorghe. Cu Manea. Rezistă deocamdată defensiva celor de la Șoimii Dinamo. Gheorghe din nou. Cazacu. Și o intercepție. A lui Țârnea. Aproape să scape într-un eseu. Jocul este întrerupt. Nu a fost eliberată zona placajului. Iată cu câtă intensitate au jucat acești inimoști ruibiști astăzi. Să nu uităm, ei sunt la categoria de vârstă under 16, efortul depus își spune tot mai mult cuvântul. Altfel o finală frumoasă cu puține întreruperi. Iată o tentativă de țintă. Aproximativ 45 de metri față de gutul advers. Putea fi, după calculele mele, ultima fază acestei partide. Șutul are forță, însă lovește bara. Lovitură de pedeapsă. Cei de la Pantelimon s-au aruncat peste acea aglomerare. Iată un nou eseu. Trei la 15. Mocanu a marcat acest eseu. Final în forță a celor de la ACS Șoimii Dinamo. Aflați practic la a treia finală de juniori, după cea câștigată la Under 17 și cea pierdută la Under 15. Categorie la care campioana a devenit CSS Bârlad.
Și iată, final de partidă, ACS Șoimi Dinamo câștigă cu 35-15 și devine noua campioană a Diviziei Naționale de Juniori, categoria de vârstă Under 16. Cu acestea închei de aici, de pe Stadionul Național, Arcul de Triunf și vă doresc o duminică cât mai minunată!